Etapa 11-a din eșalonul secund de fotbal a fost una fabuloasă pentru jucătorii de la CSM Slatina. Echipa lui Dan Oprescu a reușit să învingă pe teren propriu liderul ligii a doua Unirea Slobozia, scor 1-0 prin unicul gol marcat în prelungiri, minutul 90+4 de slătineanul Valentin Alexandru. Cum rezolvă faza, el nu are voie să greșească, vine centrarea lui Toma. Gol! Gol! Slatina, ce v-am zis? Ce v-am zis că ar putea să vină? Fabula sau Slatina câștigă în minutul 95 și este prima înfrângere în campionat pentru Slobozia. Uluitor! Uluitor cum câștigă Slatina meciul ăsta, așa cum nu a reușit să-l câștige la Bioveni cu FC Argeș, îl câștigă pe acesta cu liderul campionatului. Bucuria jucătorilor, a staffului tehnic, dar și a suporterilor a fost imensă. Peste doar două zile, CSM Slatina, echipă susținută de municipalitate, va avea un nou duel dificil în deplasare cu Ceahlăul Piatra Neamț. Dan Oprescu, tehnicianul slătinenilor, a făcut un scurt rezumat al ultimelor meciuri disputate din acest campionat. Și acum am avut zile mai puține față de Slobozia, pentru că, să știi, a avut vreo trei zile în plus de odihnă. Noi am jucat cu FC Argeș un meci iar greu și cu multă încărcătură. Până la urmă, chiar le spuneam băieților înainte de meci, într-o altă conjunctură eram foarte mulțumiți dacă obțineam un rezultat de egalitate la Steaua și la FC Argeș, două echipe care vor să promoveze direct. Ținând cont că le-am condus până minutul 90 sau chiar în prelungiri, normal că am avut amărăciune de fiecare dată, dar eu le-am spus tuturor să avem încredere, pentru că dacă și se întâmplau rezultatele care s-au întâmplat, dar noi nu jucam bine, atunci, da, într-adevăr, puteam să fim îngrijorați. Dar echipa a jucat bine meci de meci, mai puțin cel cu Chiajna, și la un moment dat, cum să spun, victoria asta, să zic așa, plutea, era așteptată de către toată lumea. Partida Ceahlăul Piatra Neamț CSM Slatina va avea loc sâmbătă de la ora 11.